În cele 100 de zile de vară, nimic nu se compară cu senzația de libertate pe care o oferă zborul cu avionul sau un salt cu parașuta. O confirmă turiștii care au încercat deja aceste sporturi extreme și care au avut preț de 10 de minute lumea la picioare. Totul se întâmplă într-un loc deosebit, pe aerodromul de la Zărnești. Se spune că zborul nu se măsoară în kilometri, ci în zâmbete. Cu siguranță că toți turiștii care ajung acolo sus în aer trăiesc momente unice și rămân cu amintiri de neuitat. Și numai când mă gândesc că de acolo se vede toată măreția munților, dar și frumusețea obiectivelor turistice, instantaneu îmi apare un zâmbet larg pe față chiar înainte de a decola. Așa începe aventura noastră pe aerodromul din Zărnești. În doar câteva minute de la decolare se zăresc castele, cetăți și peisaje pitorești, iar munții par să atingă cerul. Acolo sus, doza de adrenalină este maximă și doar în câteva secunde am atins viteza de 200 de kilometri la oră. Și credeți-mă că această senzație nu se explică, ci se trăiește. Zeci de tineri ajung aici pe timpul verii să experimenteze saltul cu parașuta în tandem. A fost extraordinar, nici nu se compară. Poate unii zic că e experiența asemănătoare cu avioanele mari, comerciale, dar nu se compară. E o experiență fascinantă. Simți că zbor de-a drept. Ce-ai văzut? Parcă e lumea ta. A fost senzațional, deci nu mă așteptam să fie așa de super. Simți cum plutești de-a dreptul ca o pasăre, deci este senzațional. Cum e cu adrenalina? Adrenalina încă îmi tremură picioarele. Un astfel de salt constă în două etape principale, căderea liberă și zborul planat. Un zbor poate dura de la 30 de secunde, dacă se simte rău pasagerul, până la maxim 5 ore cât ne ține benzina. Putem urca până la maxim 3500 de metri, raportându-ne la nivelul mării. Te simți ca o pasăre, te simți liber, ești în al nouălea cer, este o senzație nedefinită. Trebuie să ajungi acolo sus ca să poți să dai seama despre ce vorbim. Absolut. Și aviația în sine este o provocare, o provocare de care ți intră în sânge și de care nu poți renunța până la sfârșit. Un zbor cu avionul costă între 150 și 200 de euro în funcție de dimensiunea și tipul aparatului de zbor, iar prețul saltului cu parașuta în tandem este de 200 de euro. Senzația însă este neprețuită.